Bine ați revenit alături de noi, alegerile europarlamentare, principalul subiect al serii. Mai avem exact două zile, de fapt, până la alegerile de duminică, din 26 mai, acolo unde vă invit încă o dată să vă prezentați și să votați cum vă cere cugetul și, cel mai important, în cunoștință de cauză. Domnilor, vorbeam înainte de pauză de publicitate de divorțul pe față, cel puțin, sau pentru public, așa, știți, dintre PSD, ALDE, UDMR. Vorbeam de intenția domnului Tăriceanu de a merge la președinție și, pe de cealaltă parte, avem Pro-România, care este partidul de stânga după PSD, care a anunțat oficial că nu va avea un candidat la prezidențiale. Cel puțin până în momentul respectiv, păi nu aveau. Nu are pe cine, că Ponta a mai fost odată și a ieșit destul de tragic. Nu, stați așa, greșesc. Vor avea un candidat la prezidențiale, dar nu va fi domnul Ponta. Da. Păi și cine va fi acolo? Domnul? Nu știu, e greu de vorbit. Iarăși, aș vrea să mai subliniez aici un lucru pe care l-am scăpat. Apropo de divorțul ăsta UDMR, PSD, da. E absolut imposibil. E post-scenetă, pur și simplu. Gândiți-vă că asupra României se adună niște nori în Uniune. Da. Da? Ne-au amenințat deja cu articolul 7, care nu înseamnă mare lucru, dar au nevoie PSD-ul, ca să nu iasă foarte prost. Au un Timmermans care a fost la Sibiu și care n-a vrut să întâlnească nici cu Dragnea, nici cu Dăncilă. Da? Deci mesajele sunt absolut oribile. Scrisori unde s-a specificat clar că nu e bine văzut acest guvern. Închipuiți-vă că vor avea nevoie de cine? Vor avea nevoie de aliați pentru a bloca inițiative din partea marilor familii, că și, da, și Weber, dacă ies, a declarat, da. Declarat răspicat, Timmermans la fel. Vor avea nevoie de Ungaria ca de aer în Parlament. Pe cealaltă parte, avem o invitație de dragoste deschisă în public din partea domnului Salvini către domnul Dragnea. Și mai e ceva. Am uitat scandalul cu gazele prin februarie, în momentul în care Orban a ieșit și a zis așa. Da? Va importa jumate din gazul de care are nevoie din România. Într-un acord pe care puterea din România n-a vorbit nimic. Da. Bine serios despre ce facem aici. Adică și acum venim și spunem pe ultima săptămână înainte de europarlamentare, domnule, noi de fapt suntem foarte supărați. Cum să fiți foarte supărați? E imposibil. E o vrăjeală totală de la un cap la coadă. Apropo de Timmermans, domnilor, nu obișnuiesc să fiu foarte mult împotriva unui partid sau altuia, dar ceea ce am văzut astăzi literalmente m-a lăsat fără cuvinte și mi-am dat seama că maniera în care se întâmplă campania electorală din România este una de-a dreptul grotească, dacă îmi permiteți să folosesc acest cuvânt, pentru că după foarte mult timp avem folosirea fără niciun fel de bun simț a imaginea la doi copii care nu pare să aibă nici 12 ani, ce au fost invitați să lanseze un cântec în care de altfel spun că nu vor accepta să fie călcați de Timmermans și că domnul Terheș îi vei apăra în Parlamentul European, că invită lumea să voteze PSD pentru că a mărit salariile și pensiile. Un fel de manea domnului Raul Guță în variantă populară. Vă spuneam și înainte de a intra sub vizorul camerelor de luat vederi că pentru mine cel mai îngrijorător este faptul că acești copii s-au cam sacrificat viitorul fără intenția lor. Eu nu știu cine i-a îndrumat să facă această piesă. Mă bucur foarte mult pentru că avem implicare, dar totuși vorbim de doi copii foarte fragezi de care s-a profitat. Deci simt că e vorba de pedofilie, domnule, la dreptul. Eu nu aș exagera atât de mult în ceea ce privește prezența celor doi copii în videoclip. Până la urmă, sunt convins că părții și-au dat acordul, da. Că au fost plătiți pentru campania pe care au făcut-o și, până la urmă, nu cred că doar în România se întâmplă astfel de campanii. Ceea ce aș vrea să trag eu atâția este mesajul acestei melodii pe care am avut, da. Până la urmă, în oră pe să o ascult înaintea emisiunii. Este o melodie care se pliază perfect pe electoratul PSD-ului. Mesajul este acela de a foarte atent, de a păstra și de a apăra valorile noastre naționale, coeziunea între tineri și între copii și bunici, da. Și unitatea națională. Să știți că este același tip de mesaj pe care îl transmite nimeni altceva decât Federația Rusă. Da. Are să punem în oglindă care sunt valorile Uniunii Europene și care sunt valorile Federației Rusă. Uniunea Europeană vine și vorbește despre stat de drept, despre combaterea corupției, despre egalitate de șanse, despre drepturile minorităților, inclusiv cele sexuale, și așa mai departe. Pe de cealaltă parte, Federația Rusă vine exact cu acest mesaj.
da? Nu vorbește de nimic altceva decât de discursuri pe care inclusiv un copil de clasa a 3-a sau a 4-a le poate spune. Familia, apărarea familiei, apărarea tradiției, apărarea identității. Subiecte care se regăsesc de fapt în ceea ce cântă acești copii. Dacă cei care ne urmăresc vor fi curioși să asculte acest videoclip, și îl recomand, pentru că e un exercițiu foarte bun de a înțelege că limitele de fapt nu prea mai există la propriu și la figurat. Domnule Sturza, un citat din piesă. Frunză verde de bostan, eu nu-l vreau pe Timmermans. Un om părtinitor din țara lalelelor. Așa, și mai aveam un citat foarte interesant aici. Frunză verde de bostan, eu nu-i fac sluj lui Timmermans. Deci este cumva o sintetizare a discursului domnului Dragnea. Mărit pensia la bunici, europenii care ne vor slugi, copiii alături de părinți și o să luptați cu dușmanul, oameni buni ieși la vot, așa, mai avem o chestie foarte interesantă aici, la Bruxelles Terheș o duce și nu se va înspăimânta, ceea ce zice Comisia. Iată că vedem Comisia Europeană cumva metamorfozată în, nu știu, balaurul cu trei capete din făt frumos, că tot vorbeam mai devreme de... Este ușor de înțeles discursul pe care merge PSD-ul, pentru că nu am invitat noi apa caldă, dar este un discurs populist pe care îl găsim inclusiv la Matteo Salvini, inclusiv la Victor Orban, preluat de la Iobbik într-o oarecare măsură și așa mai departe. Totuși, pe de altă parte, PSD-ul nu este, cel puțin în momentul de față, și nici nu cred că va deveni un partid anti-european. Sunt total în dezacord cu ideea care s-a prezentat într-o parte din mass media noastră, că avem de ales între a rămâne în Europa și în, a fi în afara ei. Da? Nu este niciun partid politic realist în România care se poate să devină eurosceptic. Dar discursul acesta este, domnule... Nu, este mai degrabă un discurs populist. Și populismul în Uniunea Europeană se parte mai multe categorii. Nu toți populiștii sunt neapărat eurosceptici și promotori ai unui exit. A se vedea Austria, marea țară a libertății, acolo unde... Na, am văzut ce s-a întâmplat. Dacă nu am fi avut problema justiției, cred că PSD-ul ar fi marcat doar pe fondurile europene și ar fi încercat să mențină o relație foarte bună cu Uniunea Europeană. Comis că nu, pentru că fondurile europene, pentru a fi atrase... Trebuie să nu bagi mâna în ele. Da? Deci, ar fi, pentru PSD, cel mai ușor lucru ar fi să atragă fonduri europene și să facă străzile aia după care țipăm toți și autostrăzi și tot ce vrei. De ce nu le face? Părerea mea personală e că nu le face din cauza că sunt, că nu pot să facă lucrul ăsta. Sau că nu au organizarea suficientă sau că nu au oameni care să facă asta. Și este cel mai ușor lucru pentru ei dacă, în cazul în care vor să-și atragă procente masiv, da? Te duci, te apuci și faci autostrăzi, dar le faci din timp, nu? Cum vedem acum că s-au dus și au pus trei borduri și au zis, uite, gata, autostrada a luat start și după aia au plecat acolo, n-am mai rămas nimic. Au rămas, da? Bordurile. Încă. Deci, de ce n-o fac? Părerea mea, n-o fac din cauza că sunt incapabil. Nu, domnule, sunt complet capabil să o facă. Da? Pentru că nu vor să o facă, pentru că banii europeni pentru a-i atrage, în primul rând că nu poți să bagi mâna, că s-a încercat, da, și a ieșit cu Olaf și cu altă nebunie. Și în al doilea rând, dacă îi tot atragi banii ăștia europeni, ce vei face? Vei stimula antreprenoriatul, micul întreprinzător, practic dai drumul la banii în România. În momentul în care dai drumul la banii în România, lucrurile nu mai trec prin pixul ministrului dezvoltării. Da? Se cam termină. În momentul în care îmbogățești lumea în România, ei nu mai pot fi făcuți sclavi, nu mai pot fi făcuți căpușe, pentru că nu mai interesează să vii tu să le spui ce să facă și să semneze, pentru că au bani. Și asta e problema, nu? Nu o să vedem niciodată că PSD-ul atrage fonduri europene. De-aia și țipă la Corina Crețu în halul ăsta. Nu sunt interesați de asta. Da, bun. Avem o cifră oficială declarată astăzi de 29% absorbția fondurilor europene. Și eu vă spun că pe zona Ministerului Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței Muncă, spre exemplu, s-au tras 100 de milioane de euro. Deci noi avem un procent de 29% absorbție de fonduri europene acum în 2019, când media Uniunii Europene este undeva la 31-32%. Da. Bun, pe de altă parte, faptul că... Dar anul trecut a fost 19, dacă nu greșesc. Da, da. Și oricum, pentru țări în dezvoltare ca România, ar trebui să fie mult mai mare. Ar trebui să fie mult mai mare, total de acord. Pe de altă parte, să nu uităm că PSD-ul a ajuns la guvernare, inclusiv pe voturile unei bune părți din antreprenoriatul din România, da, care au votat programul lor de guvernare. Pentru singurul că era un program și probabil era singurul partid cu program. Eu cred că PSD-ul a conștientizat, inclusiv din discuțiile pe care am avut cu câțiva lideri politici, a conștientizat necesitatea dezvoltării infrastructurii strategice în România. Pentru ei este simplu, dacă ar reuși să facă autostradă, ar mai avea un mandat asigurat, da, și așa mai departe. Și-au dat seama prea târziu,
Nici nu au experți foarte buni la nivel instituțiilor publice. Vă spun sincer, sunt oameni care lucrează în domeniul fondurilor. Capabili în România, despre ce nu vorbim? Avem oameni capabili în România, dar nu toți pe posturi cheie. Sunt oameni care lucrează, spre exemplu, în domeniul fondurilor europene, dar nu cunosc limba engleză, nu cunosc o limbă străină, de fapt. Bun. Tot acest șir de experți, în momentul de față, din punctul meu de vedere, a început să se formeze și să devină sustenabil un an, doi în urmă, cel puțin. Am reușit să atragem fonduri europene pe axe prioritare sau pe axe în care instituțiile nu au avut competitivitate, au fost fonduri dedicate doar pentru ele, cum este Ministerul Muncii, și acolo s-au mișcat lucrurile foarte bine, inclusiv sub unii miniștri care au fost foarte criticați de presă, dar fondurile s-au atras. Pe de altă parte, zona de infrastructură nu am avut capacitatea pe momentul de față să facem acest lucru. Este în același timp și o teamă a unor lideri politici, pentru că fondurile europene există o responsabilitate. Și să recunoaștem acest lucru, pe care mulți dintre ei nu și-o asumă. Da? De ce? Domnul Cuc pare foarte implicat în subiect. Adică îl vedem, vociferează, gesticulează. Își mai ia câte o tradițională dragoste din partea șoferilor pe unde merge. Pe de altă parte sunt unii lideri politici care își asumă gestionarea și managementul fondurilor europene. Pe de altă parte sunt alții care nu își asumă acest lucru și știm foarte bine că stau cu frica de DNA, cu frica de corupție și așa mai departe. Avem o lege proastă, înseamnă că avem o legislație proastă dacă ți-e frică să faci ceva. Să știți că avem și o legislație care îngreunează puțin implementarea și managementul proiectelor fondurilor europene. Avem o legislație tipic pentru România, și acum a avut-o și Polonia și Cehia la început, dar au schimbat-o după aceea. Trebuie să ne umplem rafturile de documente pentru a justifica și faptul că mutăm un pic de pe masă pe alta, da? Ori această birocrație necesită un management foarte aprofundat. Haideți să spunem oamenilor de ce cum au ajuns să implementeze legislația sau să creeze legislația asta. Doamne, ne e frică de hoți. Și atunci venim cu niște clauze prin legile alea în care ne acoperim de hârtiși de ștampile și când tragi bara, ce observi? Observi că banii, doamne, de hoția rămâne acolo și această supralegalizare până la urmă nu folosește la mare lucru, pentru că ce fac? Să dezincriminează abuzul în serviciu și relaxează și dau drumul la violatori. Adică până la urmă n-a ajuns nicăieri. Pentru că dacă rea o credință e la ea acasă, tu poți să te acoperi de câte ștampile vrei. Au făcut băieții de la Recorder, dacă le-ați văzut documentarul ăla, care arată zbiară răspicat și spune practic că se fură în continuare. Tocmai aici voiam să ajung, că avem cumva în contraponderea fondurilor europene, care vin cumva gratis, dacă putem să le numim așa. Mă rog, cumva, e foarte impropriu spus, recunosc, dar gratis. Haideți să înțelegem un lucru. Este o problemă de managementul fondurilor europene pe care tu ți-o asumi în momentul când accesezi aceste fonduri, pentru că nu este atât de gratis precum noi credem. Noi trebuie să venim cu cofinanțarea noastră și banii europeni... Da, mă rog, depinde de la proiect la proiect. Sunt proiecte cu cofinanțare mare, sunt proiecte cu cofinanțare mică... Problema, nu asta e problema cu cofinanțarea, ci faptul că banii europeni vin ca rambursare, deci tu trebuie să faci plata, da? Nu te-ai apucat să faci autostradă, ai făcut primii 30 de kilometri, ai plătit tu. După aceea ți se decontează. Tu nu ai o garanție că dacă ceva din managementul tău a fost greșit, tu vei primi banii aceia. Deci, bun, eu am simplificat acum situația. Da. E un management a riscului destul de ridicat în fondurile europene și numai de aceea trebuie să avem specialiști și să punem la locurile potrivite. Una dintre greșelile pe care guvernul le-a făcut a fost să nu numească specialiștii la timpul potrivit în ceea ce ține de absorpția și managementul fondurilor europene, mai multe instituții publice. Dar, dincolo de... chestia asta, aici voiam să ajung. Avem acele programuri PNDL și PNDL-2 care vin cumva în contraponderea fondurilor europene. Citat din Liviu Dragnea, adică exact așa a fost. Adică, în loc să vă înmormântați în hârtii, veniți cu două foi la București și noi vă dăm banii. E de apreciat, adică întotdeauna mi-am dorit ca România să iasă din noroaie, cum a spus doamna prim-ministru, dar am văzut acel reportaj despre care ne vorbiți din asta, domnule Sturza, nu știu dacă l-ați văzut, domnule Munteanu, reportaj marca Recorder, nu le fac reclamă, dar e munca băieților, felicitări pentru ceea ce au făcut. Îngrozitor, deci asfalt de 2 cm de 1 milion și de euro, banii noștri, adică cu firme iarăși, cu profunde legături alături de domnul Răzvan Cuc. Ca cu firme de partid. Na, nu pot să le numesc așa pentru că nu am văzut eu actele. Dar sunt firme de ale casei, adică firme cu ajutorul cărora a fost incriminat inclusiv domnul consilier Darius Vâlcov, care mai nou se trezește chiar o pacoste pe cap că mai era un dosar la DIICOT. Bă, ce mai întâmplă? Iarăși, și cu dosarul ăla, de ce acum? Că vorba aia a venit cu Eminescu protocolul. Eminescu să ne judece, vorba aia. A venit cu protocolul ăla, a fost de mult. Da. Și în dosarul respectiv, în 2018, pe care dacă nu mă înșel...
Avem și o mărturie a grefierei din Constanța, parcă era grefiera. Care a fost scoasă sub acuzație. A fost scoasă sub acuzație și cu subiect și predicat. A declarat că, mă rog, da, subiectul și predicatul erau anumite doamna Alina Florea, dacă da, m-am uitat pe da, ce scrie acolo. Le, lucrurile se întâmplă, da. Sunt alegeri. E meci de box. Până la urmă e război. Nu? Și, o secundă, este război în interiorul ringului sau mai scapă câte un pumn și colateral? Se mai întâmplă, știți, mai iau un, da, un arbitru. Peste tot, da, se mai întâmplă lucruri. Mai cade mingea, un cauciuc da, în tribune. Da, da. No, mai întâmplă. Parc pe Radu Mazăre. Să vedem ce se întâmplă, că până la urmă toată lumea e, sau multă lume e interesată de ce se va, dacă începe Mazăre să ciripească, să vă spun așa. Am mai e greu de spus dacă va ciripi sau nu. Am mai avut cazuri gen domnul prim-ministru Năstase, la care toată lumea aștepta că o să facă... Pic, vă rog, domnule, și dacă domnul Mazăre va vorbi în contextul în care da, legile justiției vor fi modificate, nu va mai fi valabil, pentru că da, se așteaptă ca pe baza modificărilor să poți face un denunț la o perioadă foarte scurtă de la da, deprinirea da, infracțiunii. Așa aspectul ăsta. Exact. Nici nu știi de ce l-a adus pe Mazăre în România, pentru că nu știi cum o să evolueze lucrurile, dar... Tot ce poți este să speri că nu vor dinamita justiția. Mesajul este destul de dure din partea, că zic așa, aliaților și partenerilor strategici. Au fost vehiculate mai multe hârtii și scrisori și luări de poziții comune. E greu de crezut că uitați-vă numai la ce se întâmplă în economie. Da, este o cutie a Pandorei, deci din păcate nu am reușit să vorbim despre economie în această campanie electorală, dar este o mare cutie a Pandorei. Ne îndreptăm către un nicăieri foarte mare. Ai un RomTelecom care zice că se gândește. Mă rog, nu mai e RomTelecom, este cumpărată da, către filiera germană. Da. Ai un, ce ai, un director Ford care vorbește cu Dăncilă, ai un șef de cameră de comerț germană, româno-germană, care zice că Dunărea se poate trece foarte ușor. Niște giganți. Semnalele sunt acolo, dacă vrei să le vezi sau nu. Ai un OMV care își mută centrala în Austria, bine, 250 de oameni, o să zici, ok, IT-ul și niște doamne. În cercurile astea, mai înalte ale afacerilor, se simte înainte cumva treaba, nu? Lucrurile se rostogolesc și în momentul în care încep să vezi că au negoale pe acolo, prin cluburile respective, încep să te întrebi, dar tu ce cauți? Domnilor, pe de cealaltă parte, am avut declarații foarte bine pusă la punct din punct de vedere a mesajului, foarte plin de patos din partea opoziției. Avem un lider care e purtat prin țară, pe bună dreptate, domnul Rareș Bogdan, candidatul numărul 1 a PNL-ului, care a spus că după 26 mai declară război oficial PSD-ului. Mm. Sunt curios dacă au fost cumva în tabere pacifiste până acum, dacă războiul va fi declarat după 26 mai. E o declarație populistă sau ne așteptăm la pași concreți din partea PNL-ului? Pentru că rămâne a fi un partid foarte mare în România, este al doilea partid în România, are peste 1100 de primari. Am avut acel moment jenant de la Iași în care i-au gonit pe PSD-și din sediu. Da, asta e o mărturie colaterală. Da, și e proiectată de mai multe publicații mainstream. Cred că dumneavoastră am văzut-o prima dată, domnule Sturza. Este o știre foarte credibilă. Adică liderii PSD să ajungă să fie huiduiți și să se ascundă în clădirea PNL-ului. Nu, stați un pic. Ce dușman? Cum a venit domnul Ponta la putere? Pe o alianță stânga-dreapta? Cu siguranță și la nivel local, relațiile interpartid sunt foarte puternice, da, exact, mai mult decât ne putem închipui noi aici. Dar domnul Chirica era cum a dus manul comun și a PNL și a PSD. L-ați auzit pe Rareș Bogdan acum două zile, cred că, sau ieri, nu mai știu, declarând că de 6 ani de zile n-am mai fost la guvernare? Stați un pic, care 6 ani? Că dacă dăm puțin ceasul înapoi, pe vremea lui Crin Antonescu, bun, e altcineva la conducere. Nu mai e Crin Antonescu, nu mai e Alina Gheorghiu, dintr-o oarecare măsură, dar haideți un pic, că nu s-a întâmplat chiar așa. Deci memoria românilor nu e așa de scurtă. Ba, este, din păcate. Să nu e chiar așa de scurtă. Este. Cumva, dacă mă uit la... Sunt semne mari de întrebare ale electoratului, după părerea mea, apropo la niște lucruri. Bun, s-au schimbat pe aici, pe acolo, schimbăm, dar nu știu dacă în punctele esențiale. Oamenii sunt tot aia. Da. Oglinda, în schimb, fațada, nu știu cum vreți, Floricica din Sacou, da, e una frumoasă, atrăgătoare în momentul acesta. Domnul Rareș Bogdan. Da. Dar nevoia de a avea o astfel de Floricică,
Lasă semnă de întrebare. Spune multe despre ce e în spate. Am, nu vreau să induc niciun fel de dubii sau ceva, dar oricum sunt semne de întrebare și cred eu că ele rămân. Am văzut un articol pe un site pe care eu nu-l apreciez de nicio culoare, mă rog, din toate punctele de vedere. Mă rog, nu ține de dimensiunea competențelor mele să cataloghez site-urile, dar un site oarecare, în care erau 7 motive de ce nu trebuie să votez cu PNL, dintre care unele erau foarte credibile. Acum, întrebarea de ce site-ul respectiv vine exact acum cu acel articol, partea a doua. Dar există încă scheleți în dulapul PNL-ului? Aici voiam să ajung. Da, nu e parte politică în România care să nu aibă un schelete, cel puțin un schelete în dulapul. Să nu credem că există... Stați așa, că avem partide în 2016, nu știu, USR, avem partide în 2018, Pro-România, care e cumva forma din schelete. Vreți să ajungem acolo cu Pro-România? Pro-România e un PSD, nu e PSD-ul lui Pont. Deci toți oamenii de acolo, dați-mi, vă rog frumos, dați-mi un exemplu de om care nu e de acolo. Nu știu, poate sunt pe la organizațiile locale. Poate au luat ceva, da? Deci restul e incorpore. Nu, dați-vă, domnul Leancă, spre exemplu, nu a mai fost niciodată în problema cu genul ăsta de partide, da. De, ca zic așa, de drenaj, că nu, termenul cam ăsta e, este în felul următor, după părerea mea, umilă. Ce faci? Vii și lansezi un vârf de lance din ăsta îngrozitor care lasă în spate niște cadavre politice, da? Nu e. În momentul în care vii cu ordonanța 114, te lauzi, o schimbi, sună telefoanele, sună trezorierul american, vine lumea peste tine, toată lumea, bun, gloanțe pe la ureche de dimineață. Bine, au schimbat după vreo două luni, pentru că e un mamut de ordonanță. Te-a pus și modifici politica energetică a României, încep să curgă gazele de la ruși când politica tu externă, îi gonești pe oamenii din Marea Neagră. Bun, deci se întâmplă niște chestii absolut tectonice. După e evident că se va lăsa cu strigături, da? Bun, și atunci ce faci? Dacă vrei să salvezi partidul cu altă haină pe el, creezi un satelit ăsta unde se scurg încet, încet, se scurge toată lumea din, din ca zic așa, OZN-ul mamă, acolo, dincolo, da? Și, bun, îi prinzi pe toți acolo, ușor, ușor, rămâi, faci un sacrificiu, că se cheamă Dragnea, că se cheamă, n-are nicio importanță cum se cheamă. Sacrifici pe cineva, și băieții sunt toți regrupați acolo. Deci va fi un nivel al așteptărilor mult diminuat, pentru că toată lumea răsuflă ușurată. Dom'le, a scăpat oameni ridicați cu duba din Topoloveni sau de parole pe stradă în Târgoviște. Zici, dom'le, nu e mult mai bine, ne-a scăpat. Da? Și așa după fentă. Deci toată lumea e bine mersi în partea aia, vopsit gardul. Credeți că vom avea pe altarul socialismului din România sacrificat personalitatea domnului președinte a Camerei Deputaților? Nu am vrut să fie o emisiune despre domnul Dragnea sau pentru domnul Dragnea, domnule ferește. Dar din păcate, iată că aici vine discuția. Până la urmă, e de văzut ce o să decidă electoratul român duminică. Propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și analizăm ultimul sondaj privind preferințele românilor pentru ziua de duminică. Rămâneți alături de noi.